Dacă nu-l vrem noi, el ne vrea, mai ales că are și cu ce o piesă nouă și un început în lumea vloggingului. Vlad Codreanu, of course, acum la O Seară Perfectă. Bună seara, Vlad! Hristos a înviat! Ți-ai schimbat look-ul pentru noi? Așuvițe? Da. Cămașă nouă? Da. Lentilele jos, ochelarii sus? Da. Și ai venit și cu da, venit ouă roșie și cu pască. A, și cu flori. Un buchețel de flori pentru tine. Mulțumesc. Și... păscuță și ouă roșii ca de Paști, deci pentru că un moldovan când se duce în ospiție pleacă, mai ales de Paști, pleacă cu ouă roșii și cu păscuță. Câte cămăși ți-ai cumpărat ca să o alegi pe cea mai potrivită? Hai, spune. Eu că tare am cumpărat cămăși pentru noul videoclip care îl pregătesc, dar concomitent gândindu-mă și la Rodica Ciorănică. Așa, dragi telespectatori, să știți că din start vă spun că cămașa asta tot nu-i place lui Rodica. De mult nu știu ce să mai fac. Dar celelalte cum sunt? Tot așa pestrițe? Data viitoare. Vii cu ele. Așa, ai venit azi cu o piesă nouă. Despre ce este? Da, se numește Țara mea Moldova. Este o piesă patriotică. În sfârșit am și eu o piesă patriotică în repertoriu. Dar simțeai că îți trebuie, da? Da, da. De ce? Pentru că deseori când sunt concerte, ceea ce este legat de patriotism, eu niciodată nu am piese care, de genul dat, care să cânt. De unde ai luat-o? De la ce scriitor, poet, textul, de unde l-ai luat? Același compozitor, același textier, Victor Paladi. Hai să vedem ce a făcut de data asta, sau ce ai ales tu de data asta de la Victor Paladi. Vlad, eu cred că cu piesa asta ți-ai asigurat un loc în scena de ziua Independenței, în scena acolo, aici în piață. Da, de ce nu? La asta te-ai gândit așa? Nu mai business în capul tău. De ce business? Nu e business. Așa, eu știi lucrurile pe care nu le... Așa, la mine trebuie să se așeze, mâine o să-ți spun părerea despre piesă. Acum știu, am văzut că te-ai apucat de vlogging. Da, și vreau să-ți spun că ți iese mai bine decât interpret al piesei Romina. Rolul de prezentator îmi place mai mult. Și nu știu dacă putem să vedem o bucățică. Da, cum cred, se poate, da? Hai să vedem cum ești tu prezentator de vlog. Așadar, pune pauză, ia-ți o căldare de popcorn și amuză-te privind vlogul. Vizionare plăcută! Diana, uite aici este exercițiul de dicție. Da, trebuie să-l spui cât mai repede, da? Și să vedem cum te descurci, pentru că la cântat toată lumea știe că te descurci foarte bine. Dar să vedem cum te vei descurca la exercițiul de dicție. Eu pupoala popi, popa pupă poala mea. Dar mai repede. Eu pupoala popi, popa pupă poala mea. Și încă mai repede. Eu pupoala popi, popa pupă poala mea. Bine, a doua. Până când a cărămidărit cărămidarul pe cărămidărița, a cărămidărit cărămidărița pe cărămidar. Și mai rede? Până când a cărămidărit cărămidarul pe cărămidăriță, cărămidărit... A, cărămidărit cărămidărița pe cărămidar! Eu pupoala popi, popa, popa... Nu te-a, gata, sunt trei ori, gata, e bine, mai departe. Până când a cărămidărit cărămidarul pe cărămidărița, cărămidărit cărămidărița pe cărămidar. Până când a cărămidărit cărămidarul... Ei, hai, da! Până când a cărămidărit cărămidarul pe cărămidărița, a cărămidărit cărămidărița pe cărămidar. Tu! Cărămidărit, cărămidărit, cărămidarul pe cărămidărița, e cărămidărit cărămidărița pe cărămidar. Tania, și cu tine ce ai băut când ai scris? Pe petrol este o codobădătură. Usturoi cu cartofi și cu murătură. Colombale pun pistroi este... Stai, dar tu... Pitroi! Dar vezi că ai scris cu greșeli. Nu, e pitroi, e pitroi. Bine, colombale pun pitroi, sta, da, sta, da. Nu vezi că și sta. O codobatură. Ce înseamnă că codobatură? Este o pasăre. Bine. Colombale pe pitroi este o codobatură și un codobatură. Codobatură, codobatură, ești codobatură, codobatură. Nu poate codobatură, codobatură. Doamne, deci chiar așa e greu de știi. Te-ai antrenat mult, nu? Nu. Îți place noul rol, nu?
Desigur. Doar asta ai făcut pe vlogul tău deocamdată? Nu, mai sunt încă multe videouri interesante, da. Cu alte vedete, cu alte vedete, exact, da, același exercițiu. Majoritatea sunt hazlei, deci abonați-vă, dați un like, comentarii și distribuiți. Să ne abonăm, cât ne costă abonamentul? Nu costă nimic, e gratis. Dar cum ți-a venit ideea să faci un vlog? Mai de mult, Catare, am avut ideea de a face un vlog, însă și... trebuia un impuls ca să-l încep. Cândva a fost Friends Day pe Facebook și atunci cu emoții, dar am făcut primul video, foarte multe comentarii au fost negative pentru că eu parcă eram ca un robot, acum eu nu sunt robot, pentru că da, orice început este greu. Însă și acum este foarte mult mai simplu și... Te-ai gândit ce filmezi mai departe? Da. Care ar fi subiectele? Toate sunt haioase și hazlii, dar sunt și informative, și educative, și mai multe. Adică detalii. Tu vrei să ne educi pe noi? De ce nu? Cum? Prin vlog, urmăriți vlogul lui Codreanu și o să aflați. Cât de des o să postezi filme? O dată pe săptămână. În ce zi filmezi? Care e ziua ta de vlogging? Când vreau să montez, atunci montez vlogul. Faci și singur tot, da? Produsul capadea. Da, absolut tot eu, da. Deci ești... Nică tân la faptul că mi s-a alăturat un băiat care montează la televiziune și m-a rugat tot să colaboreze cu mine. Am pus la toate Igor Lupu, deja am și cameraman, nu filmez doar eu singur. Am și vlogger pe teren, cum ar fi reporter. Cel mai mult râzi tu de glumele. De acesta ultimul, da, pentru că este foarte, 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 foarte haios. Iar mai râzi un pic? Vlad, dar ce căutai? Anunțase pe Facebook zile trecute că îți trebuie o dronă. Pentru ce? Pentru că filmez videoclip la piesa aceasta Țara mea Moldova. Și unde să filmezi? În Dubai? În Thailanda? Da, prin Thailanda, în Dubai, tot am spus. Și îmi trebuie pentru această piesă să filmez. Deja am găsit dronă. Poimâine mai avem iarăși filmări la videoclip. Când o să fie gata, am vrut să vin cu această piesă, dar voi deja m-ați întrecut. Ți-am zis că am nevoie de puțin timp ca să rug în piesa asta ta și să-mi dau seama de valoarea ei, așa că în momentul în care revii cu videoclipul o să am o părere foarte clară despre Țara mea Moldova. Bine. Ai decis care sunt locurile care trebuie să nimerească în videoclipul tău? O să le vedeți în videoclip. Atâta surpriză. Ești normal, pentru că e despre Moldova. Adică deci are și Orheiul Vechi ceva. Da, Orheiul Vechi tot o să fie. Chiar acum o să plecăm la Orheiul Vechi și acolo o să filmăm și Orheiul Vechi, dar și mai sunt niște sate pe alături, Trebujeni, pentru că eu de fiecare dată, în fiecare an de 1 iunie, sunt invitat la ei. Deja este o tradiție de 1 iunie. Te iubesc copiii în Trebujeni. Dar nu numai copiii, acolo maturii, dragi trebujeni, așteptați. Vlad, eu îți mulțumesc. Vreau să-ți spun că am uitat să remarc, grafica la vlogul tău este destul de bine gândită. Tu ai făcut-o? Da. Inițial m-am gândit că am eurit la... Mai este și Nelisa Ambreș, care tot mă ajută la unele chestii, dar tot fac eu. Îmi place că ești foarte modest. Mulțumesc. Să ai o seară frumoasă și te aștept cu videoclipul. Ne mai vedem. Încheiem aici emisiunea de azi. Ne revedem mâine seara. La revedere.